Noul contract dintre Gazprom și Moldova Gaz reprezintă șansa Republicii Moldova de a-și recăpăta pozițiile pierdute în negocierile ratate din trecut. Concluzia se regăsește în studiul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, în care au fost analizate oportunitățile de consolidare a securității energetice a țării noastre. Experții recomandă revizuirea formulei de calcul a prețului de procurare a gazelor rusești de către Moldova Gaz prin micșorarea sau excluderea ponderii prețului barilului de petrol în prețul final al gazelor naturale și stabilirea unei referințe față de cotațiile de pe piețele internaționale. Totodată, pentru a asigura stabilitatea macroeconomică a țării, experții recomandă trecerea la contractele care au la bază valuta euro față de cele din prezent semnate în dolari americani. În ultimii 2 ani, euro la bursă a dat dovadă de o stabilitate mai mare decât dolarul. Acesta iarăși ar avea un impact pozitiv asupra economiei naționale. Șansele Republicii Moldova de a obține condiții maxim avantajate în cadrul viitoarelor negocieri sunt totuși umbrite de imagine stereotipică a politicii externe promovate de Gazprom. În primul rând din cauza confidențialității exagerate a contractelor și chiar acțiunilor monopolistului rus, care își gestionează afacerea prin intermediul sau Moldova Gaz. Experții mai spun că noul contract trebuie renegociată și taxa de tranzit a gazelor rusești spre Balcani. Tariful gazelor livrate în Moldova este revizit odată la 3 luni, cunoaștem cu toții, pe când taxa de tranzit a rămas aceeași care a fost acum 10 ani în urmă. Vă dați seama, prețul la gaze a crescut de 3,3 ori, pe când tranzitul a rămas practic neschimbat. Țara noastră importă 95% din necesarul de resurse energetice. Dintre acestea, gazele naturale constituie 60%. Prețul pe care îl achită Moldova pentru importarea gazelor rusești a crescut de la 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi la 265 de dolari în acest an. În 2011 urmează să plătim până la 290 de dolari, iar în 2015 670 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze naturale.